Vine campania electorală și astfel încep controalele Agenției Județene pentru Inspecție și Prestații Sociale. Astfel, structura este cunoscută ca fiind condusă de o foarte bună manageră, directoarea luând o notă mai mult decât decentă la examenul pentru ocuparea funcției de director. Dacă înainte de alegerile locale din 2012, când directoarea era văzută la ședințele pe de liste cu mașina instituției, cum altfel făcuse ordine și mai mulți oameni rămăseseră chiar fără surse de venit, culmea în mare parte chiar acei oameni locuiau în unele primării catalogante ca fiind PSD-iste sau roșii. Iată că vremea trece odată cu ea și apa, dar și pietrele. De la PDL, transferul s-a făcut rapid la PNL, dar ghinion și aici, când șandramaua s-a rupt, tot la opoziție au aterizat unii directorași care se plimbau cu partidul ca măgarul după morcov. Acum, ca treaba să fie treaba, aflăm că au fost făcute așa zise verificări chiar în prag de alegeri europarlamentare, unde peste 1200 de dosare ale oamenilor care, ce să vezi surpriză, au fost deja suspendate de la plată. Interesant este unde locuiesc aceste persoane și dacă istoria se repetă ca în anul 2012. Conform unor surse de încredere, actualmente în imposibilitatea de a comunica cu cei din exteriorul arestului preventiv al Poliției Capitalei, directoarea ar fi dat semne că dorește să schimbe iarăși partidul, dar deocamdată a fost dui cu vorba. Doamna director, spuneți-mi, vă rog frumos, am înțeles că în momentul de față există mai multe suspendări de la plata ajutoarelor sociale. Ce ne puteți spune? Da, în urma analizei efectuate de AJP Smehedin, s-au suspendat un număr de 1200 de dosare de ajutor social și de alocația de susținere a familiei. Această suspendare a avut ca scop actualizarea anchetelor sociale. În momentul de față, în Mehedinți există doar 6800 de persoane care beneficiază de ajutoare sociale și dacă se vor mai face câteva anchete, normal, din acestea imparțiale și obiective, cine știe, vom decreta probabil Mehedințiul ca fiind singurul județ din țară fără niciun asistat social. Câți beneficiari avem în momentul de față în județul Mehedinți? În momentul de față avem un număr de 6800, aproximativ 6800 de beneficiari de ajutor social.